Gabi Luncă, cunoscută drept regina muzicii lăutărești, s-a stins din viață pe data de 3 aprilie din cauza infectării cu noul coronavirus. Moartea artistei a adus foarte multă suferință și tristețe familiei sale, cât și fanilor. Rebecca Onoriu, fiica celebrei cântărețe, a făcut dezvăluiri șocante la câteva zile după înmormântarea regretatei artiste. Ea a avut surpriza să fie contactată de mai mulți artiști din România, care au întrebat dacă pot avea ei drepturile de autor asupra pieselor cântate de Gabi Luncă de-a lungul vieții. Ei s-au lovit de un refuz din partea familiei. Am fost contactată de mai multe persoane cu dorința de a realiza propriile interpretări ale cântecelor mamei mele. Sunt ale noastre și reprezintă marele tezaur moștenit de la părinții noștri. Nu doar că este prematur să discut acest aspect cu cineva, dar eu, momentan, nu doresc ca aceste piese de tezaur, cântecele părinților mei, să fie interpretate de altcineva, mai cu seama înregistrate, a spus Rebecca Onoriu pentru Spy News. Familia lui Gabi Luncă vrea să organizeze un festival în memoria artistei. Rebecca Onoriu a adăugat pentru sursa citată că în memoria regretatei artiste s-ar putea organiza un festival, însă este destul de prematur să se vorbească despre asta. Fiica artistei a adăugat că nici nu se gândește să vândă drepturile de autor ale mamei sale, motiv pentru care face un apel către ceilalți artiști din România să îi respecte decizia. Poate peste un timp, de acord cu familia mea, vom organiza un festival în memoria Gabi Luncă și Ion Onoriu. Deocamdată, însă, este prematur să discut acest aspect. Îi rog pe toți să-mi respecte durerea și apoi dorința. Nu vindem nimic, nu cedăm drepturi de autor. Vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru reala empatie pe care am simțit-o în această perioadă. Din partea dumneavoastră, a mai spus fiica lui Gabi Luncă.